Luceafărul Bălan a făcut doar act de prezență la Reghin, unde a cedat cu scorul de 0 la 3 în fața formației locale Avântul. În urma victoriei obținute în fața formației Sălăjene, Avântul Reghin a urcat în fotoliul de lider, acumulând 19 puncte. Luceaforul Bălan a suferit sâmbătă a șaptea înfrângere din actualul sezon, fiind învinsă cu scorul de 0 la 3 pe terenul formației Avântul Reghin. Meciul a fost dominat de la un capă la altul de echipa gazdă, care avea deja un avantaj de două goluri după primele 12 minute. Fără titularii proveniți din Zalău și fără antrenorul Marius Pașca, Bălanul nu a avut nicio șansă în deplasarea de la Reghin. Nici nu a început bine partida, că gazdele au și reușit deschiderea scorului. Deții Laurent a înscris primul gol al gazdelor în minutul 7, după ce l-a învins pe Marcel Petcu cu un șu din interiorul careului. 5 minute mai târziu, Ciprian Gliga a majorat avantajul gazdelor, profitând de o greșeală în defensiva Bălanului. 2-0 pentru gazde a fost și scorul cu care s-a intrat la cabine, iar după revenirea de la vestiare, formația sălăjeană a arătat parcă ceva mai bine. Golul a venit însă tot din partea gazdelor. Tabela a fost închisă în minutul 83 de către Adrian Murar, care a reluat balonul în plasă după o centrare trimisă în fața porții de Iulian Săplăcan. În urma eșecului suferit la regii, Luceaforul Băla rămâne la roșie a serie A5-a cu un singur punct acumulat, iar în etapa de la finalul acestei săptămâni va primi vizita echipei din Odorheiu Secuiesc.